ați venit, dragii noștri. Din nou preuniversitaria intră în casele dumneavoastră să vă pregătească pentru bacalaureat. Eu am sarcina să vă pregătesc pentru bacalaureatul la limba și literatura română. Așa cum v-am promis, astăzi vom începe să studiem genurile literare. Eu am ales să încep cu genul epic. Și cred că este bine, este bună alegerea, pentru că dumneavoastră aveți de citit destul de multișor la această categorie. Genul epic înseamnă totalitatea operelor literare exprimate sub formă de narațiune. În forma aceasta de narațiune sunt transmise idei, sunt transmise sentimente în mod indirect. Și pentru a vă recapitula puțin, genul liric are capacitatea să transmită direct sentimente prin intermediul imaginilor artistice. Genul epic transmite indirect sentimente prin intermediul faptelor și prin intermediul personajelor. Când avem de motivat că o operă este epică, atunci aducem această argumentare. Are narațiune, adică are acțiune, domnilor, are fapte acolo întâmplate și are personaje. Și numim câteva personaje și prin asta am motivat apartenența unei opere literare la genul epic. Genul epic se realizează în versuri sau în proză. Modurile de expunere dominante sunt narațiunea firește, apoi sunt descrierea, dialogul, monologul interior, dar și analiza psihologică. Avem exemple precum romanul Ion de Liviu Rebreanu. Speciile narrative pe care le regăsim în genul epic sunt următoarele. Prima specie pe care o vom face astăzi, bazmul cult. Bazmul cult este o specie a epicii culte, adică are autorul cunoscut, este o lucrare originală, da? Îi putem repera autorul. De regulă este realizat în proză și este construit pe schema opozițională dintre bine și rău. În bazm sunt relatate întâmplări, mai cu seamă fantastice, ale unor personaje imaginare. Repetăm, bazm cult presupune autor cunoscut. Numele speciei provine din slavul basni, care înseamnă scornire, născocire. Iar formulele de deschidere și de închidere conferă și el caracterul acesta de ficțiune. Ar trebui să delimităm foarte clar bazmul față de povestire. În povestire avem tendința aceasta de precădere realistă de a nara. Apoi față de legendă. Legenda urmărește explicarea unor fenomene, originea unor elemente naturale sau istorice. Trebuie să delimităm bazmul de znoavă. Znoava este o scurtă narațiune anecdotică. Orice bazm are un scenariu epic, cu caracter stereotip. Se utilizează numeroase formule inițiale, formule mediane și formule finale. Prop a notat în morfologia bazmului 31 de funcții ale bazmului, adică de elemente fixe ale bazmului, indiferent de cine și în ce mod le îndeplinește. Exemplu, unul dintre membrii familiei pleacă de acasă. O altă funcție, interdicția aplicată eroului. Un alt exemplu de funcție, interdicția încălcată de către erou. Pentru a sintetiza așa și a nu vă plictisi cu aceste nenumărate funcții, eu aș spune în felul următor. 1. Înseamnă situație inițială, echilibru inițial. 2. Eveniment care dereglează echilibrul inițial. 3. Acțiunea reparatorie, evident, este în general eroică. 4. Refacerea echilibrului inițial. Și 5. Răsplătirea eroului. Le avem și afișate și aș vrea să le rețineți, pentru că mai toate bazmele sunt realizate după această schemă. Tema unui bazm este lupta dintre bine și rău. Motive literare specifice bazmului sunt următoarele. Împăratul fără urmași,
superioritatea mezinului, probele pe care le dă mezinul și nu numai el, călătoria acestuia, drumul cu obstacole, cifra 3, cifra fatidică, ajutorul dat de către natură, ajutorul dat de către divinitate, lupta dintre impostor și eroul pozitiv, apa vie, apa moartă, calul năzdrăvan, vicleșugul, demascarea, nunta. Personajele în sine sunt polarizate etic. Mai exact, sunt de partea binelui și de partea răului. Ele sunt înzestrate cu trăsături excepționale și dacă stăpâniți puțin curentele literare, ar trebui să știți că un personaj romantic este un personaj excepțional, înfățișat în împrejurări excepționale. Prin urmare, putem încadra basmul în curentul romantism. Oricum, basmul este de sorginte folclorică, iar tot ce este de sorginte folclorică se încadrează în romantism. Ar trebui deja să vă fi sintetizat puțin și despre curente literare. O să vă cert dacă nu stăpâniți curentele literare, pentru că trebuie fiecare autor, trebuie fiecare operă încadrată într-un anumit curent literar. O să facem la timpul potrivit și o să vă prind cu o caua mică. Apoi, procedeele stilistice frecvente în bazm sunt repetiția, personificarea, alegoria, hiperbola, comparația și, bineînțeles, antiteza, că doar întreaga structură este bazată pe bine și rău. Limbajul bazmului este unul accesibil, cu accente populare și regăsim acea calitate numită oralitate. Pe înțelesul tuturor, oralitate este capacitatea unui om de a pune în scris vorbirea orală, pentru ca să nu mai, nu știu, să alergăm așa pe lângă un concept și să nu știm de fapt ce înseamnă. Oralitate înseamnă prezența proverbelor, înseamnă prezența zicătorilor, a zicerilor tipice, a elementelor de vorbire orală. Le putem regăsi ușor într-un text, pentru că de multe ori în anumite zone ale țării se mai folosesc și astăzi. Exemple de bazme culte avem Povestea lui Harapal de Ion Creangă și Făt frumos din lacrimă de Mihai Eminescu. A doua specie a genului epic, povestirea. În cazul povestirii regăsim două accepțiuni. Povestire poate să însemne pur și simplu a nara, așa cum vi se cere vouă când veniți de la școală să povestiți ce s-a întâmplat la școală. Bine, voi refuzați, vă cramponați, vă închideți în cameră și dați drumul la muzică. Dar mai înseamnă și specia genului epic de dimensiuni asemănătoare cu novela, care conține un singur fir epic. Și ar trebui să delimităm foarte clar, povestirea are accentul pus pe narațiune, iar novela are accentul pus pe personaj. Prin urmare, putem avea așa o paralelă în cap și să realizăm unde putem încadra un text narrativ. În povestire regăsim o strategie narrativă distinctă. Se pune accentul pe povestitor, pe punctul de vedere al acestuia față de evenimentele relatate. Regăsim ceremonialul povestirii. Ceremonialul povestirii presupune un întreg sistem de convenții participative care cuprinde momente precum intrarea în scenă a povestitorului, intrarea în scenă a fiecărui personaj în parte, motivarea împrejurărilor care declanșează povestirea, formulele de salut, formulele de încheiere, rostirea propriu-zisă a povestirii cu formule de început, cu formule mediane, atunci când, spre exemplu, folosim chiar și în discursul nostru uzual, de zi cu zi folosim o structură mediană pentru a ne da timp de gândire. Și avem așa o mică incidență și după aceea reluăm cursul povestirii. Ieșirea din scenă a povestitorului ține tot de ceremonialul povestirii. Exemple de povestiri: Hanuancuței de Mihail Sadoveanu, Lostrița de Vasile Voiculescu sau La Hanul lui Mânjoală de Ile Caragiale. Eu vă recomand Hanuancuței de Mihail Sadoveanu, nu vă speriați, măcar două povestiri de acolo, nu tot întreg ciclul de povestiri.
sunt plăcute și aduc o atmosferă pe care astăzi, din păcate, nu mai regăsim în viața reală. 3. Novela. Novela înseamnă narațiune în proză constituită dintr-un singur fir epic, accentul căzând, în acest caz, asupra personajului. Se pune accent evident pe personajul principal, pe protagonist. Subiectul este concis, unitar, este construit pe momente clasice și se elimină în cel mai frecvent caz digresiunea, adică o rupere de ritm în care introduci o altă narațiune. Personajul este caracterizat complex din multe perspective și cu ajutorul multor modalități de caracterizare, directe și indirecte. Stilul este mai sobru față de acela al povestirii, se pune accent pe autenticitate, pe verosimil. Ce înseamnă verosimil? Pe adevăr, domnilor. Deci pe sugerarea adevărului. Și fictivul este lăsat puțin derier, puțin mai în spate. Tipuri de novelă. Novela istorică. Novela istorică este bazată pe veridicitatea faptelor prezentate. Izvorul de inspirație, firește, este istoria. La novela istorică regăsim culoare locală. Culoarea locală este reprezentată prin limbaj, limbajul este arhaic, este regional în anumite cazuri, prin vestimentație, prin obiceiuri, prin prezentarea decorurilor, prin prezentarea anumitor mese, spre exemplu, în care se etalează o anumită perioadă și un anumit loc. Alexandru Lăpușneanul este exemplul meu pentru novela istorică de Costache Negruții. Novela fantastică. Novela fantastică a apărut în romantism și este dezvoltată după aceea în perioada modernă. Faptele nu mai sunt unitar prezentate, se pot desfășura în locuri și în timpuri diferite. De data aceasta, narațiunea este subiectivizată. Narrarea se face de multe ori la persoana întâi, iar naratorul poate deveni personaj. O narațiune de acest fel are orizontul deschis, mai exact, finalul este ambigu, textul este interpretabil, ne lasă pe noi cititori să credem ce vrem despre încheiere. La Țigănci de Mircea Eliade este exemplu sau Sărmanul Dionis de Mihai Eminescu. Novela psihologică. Novela psihologică are drept mod de expunere dominant analiza psihologică, evident are și narațiunea, scriitorii adoptă de fapt în novela psihologică ceva din maniera proprie oamenilor de știință de a privi lumea. Încep să întocmească fișe clinice ale personajelor. Se adoptă procedee ale psihologiei, se adoptă analiza psihologică, introspecția, iar conflictul se mută din exterior în interiorul personajului, în conștiința acestuia, în probleme sale care îl frământă și care îl duc la o criză existențială. Avem drept exemplu Moara cu noroc de Ioan Slavici sau În vreme de război de Ile Caragiale. Trecem la cea mai amplă specie epică, romanul. Romanul este o construcție epică în proză de mari dimensiuni, cu acțiune complexă, desfășurată pe mai multe planuri, cu intrigi paralele și cu numeroase personaje individualizate. Tipologia romanului este destul de eterogenă. După mediul investigat, avem roman rural sau roman urban. După modalitatea compozițională abordată, regăsim roman epistolar, jurnal, eseu, document. După problematică putem avea roman social, roman psihologic, roman de aventuri, polițist, istoric. După criticul literar Nicolae Manolescu, în Arca lui Noe, regăsim trei feluri de roman. Roman doric, ionic și corintic. Ar trebui să ne întoarcem la reperele criticii literare românești și să nu ne mai luăm după diverși anonimi care postează pe internet comentarii literare. Nicolae Manolescu este un criteriu în cultura românească. Doric presupune lume omogenă, coerentă, cu eroi energici, cu spirit întreprinzător, cu dorința ascensiunii sociale sau a parvenirii. Drept exemplu, Dinu Păturică, din Ciocoii vechi și noi, de Nicolae Filimon, sau Ion, de Liviu Rebreanu,
De ce nu Mara de Ioan Slavici sau Moromeții de Marin Preda? Naratorul este omniscient, narațiunea se face la persoana a treia, iar structura narrativă este unitară, este rotundă, este simetrică, este sferică și este destul de plăcută lectura unui roman doric. Romanul ionic corespunde conștiinței de sine a romanului. Apar contemplația, individualismul, dramele personale, viziunea relativă asupra lumii. Compoziția este modernă. Jurnal, scrisori, articole de ziar, Patul lui Procus de Camil Petrescu este un astfel de exemplu, sau Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război de același Camil Petrescu. Naratorul devine personaj, iar conflictul se mută în conștiința sa. Corinticul, deci romanul corintic, înfățișează o lume incoerentă, neomogenă, parabolică de cele mai multe ori. Eroii sunt în căutarea sinelui, trăiesc experiențe tragice. Apar, spre exemplu, ironia, parodicul, caricatura, masca. Și eu aș vrea să vă dau drept exemplu un roman mai puțin cunoscut din literatura română, Întâmplări din irealitatea imediată, de Max Blecher. Să știți că este autor român. Și, din păcate, este puțin uzitat pentru exemplu. O să vedeți că literatura română nu este chiar atât de plicticoasă pe cât pare. La tipologia romanului putem să aplicăm și alte criterii, cum ar fi gradul de implicare a naratorului în acțiune. După acest criteriu, romanul este obiectiv sau subiectiv. Apoi, romanul poate fi tradițional sau modern. Romanul poate fi de creație sau roman de analiză. Aici trebuie să mă opresc puțin. Garabeti Brăileanu, un alt mare critic al literaturii române din perioada interbelică, a notat această diferențiere între romanul de creație și romanul de analiză. Romanul de creație este acela de acțiune, este cel construit amplu. Romanul de analiză este axat pe stările sufletești ale eroului. Până la urmă, noi putem să deducem că prin aceste clasificări, romanul, într-adevăr, este destul de ramificat și are capacitatea să ne acapareze atenția. Este tare păcat în viața noastră să nu avem o lectură de roman de la început până la final. Eu acum nu vă spun să vă aplecați asupra lecturii, să vă refuzați ieșirea în exterior, dar eu știu foarte bine că voi, prin această îndreptare către calculator, către Messenger, către Facebook, voi de fapt refuzați contactul cu lumea reală. Voi nu mai aveți prieteni, nu mai ieșiți la un ceai, cum ieșeam noi cândva, la o cafea, la un suc și acceptați acest domeniu al virtualului în care minciuna, în care falsitatea, toate acestea așa au locul foarte, foarte ușor. E tare simplu să minți având în față un ecran. Atunci când te uiți în ochii cuiva, îți este mai greu să faci acest lucru. Încercați să comunicați și încercați să aveți contact cu cartea. Pentru noi, cei care nu am avut calculator, cartea a însemnat o altă lume. Pentru mine însemna o altă variantă de a trăi. Acum nu vă cer să spuneți ca mine și să vă creați o astfel de lume, dar măcar puțin imaginați-vă cum e să trăiești într-un roman, cum e să te identifici cu fiecare personaj în parte, cum este să te creezi Mara. Sau, așa cum eu am avut curiozitatea să citesc Întâmplări din irealitatea imediată de Max Blecher, să văd ce probleme interioare are un personaj condamnat la moarte prematură. Până la urmă, fiecare roman își are farmecul lui și putem să spunem că noi ne putem identifica cu personajele din roman. Genul epic, prin urmare, are aceste specii mari: basmul, povestirea, novela și romanul. Acum voi ar trebui să citiți câte un text pentru fiecare în parte. La novelă v-am sfătuit să abordați mai multe și să încercați Alexandru Lăpușneanul de Costache Negruții. Nu este lung, este frumos la lectură. La Țigănci de Mircea Eliade, acolo unde apare și motivul labirintului, unde de fapt nici nu știi unde te plasezi. Este o novelă fascinantă. Atenție, Mircea Eliade nu este autor canonic. Și tot repet acest lucru pentru că cerințele
fiind un pic mai libertine, sunt într-adevăr și înșelătoare, pentru că ți se cere caracterizarea unui personaj dintr-o novelă a unui autor canonic. Deci nu putem să abordăm Mircea Eliade, că așa s-a stabilit. La novela psihologică putem cu succes să abordăm Moara cu noroc de Ioan Slavici. Și dacă vrem într-adevăr să realizăm o fișă clinică a unui personaj, ne îndreptăm către În vreme de război de Ile Caragiale. Moara cu noroc are așa și o conotație un pic mai rustică și este o lectură mai facilă, după părerea mea și din experiența mea de profesor. Și în același timp, Moara cu noroc poate fi folosită și la alte teme pe care le puteți avea voi la bacalaureat. La BASM abordăm povestea lui Harap Alb de Ion Creangă. Atenție când realizați fișele de lectură să vă scoateți pe aceste foi, că de fapt fișele de lectură înseamnă niște foi pe care voi vă scoateți citate din opera literară, nu înseamnă comentarii literare. Diverse digresiuni literare. La povestea lui Harap Alb să aveți o fișă cu oralitatea. Acolo, la oralitate, pe măsură ce citiți voi basmul, o să vă alegeți proverbe, zicători, elemente tipice, o să vedeți atâtea secvențe care stârnesc râsul. Acestea se încadrează la umor. Umor și oralitate. Fără umor și oralitate nu se poate aborda povestea lui Harap Alb de Ion Creangă. Să nu uităm că până la urmă acest basm a dorit de fapt să pună viața moldovenilor într-un spațiu scriptic. Și până la urmă ar trebui așa să facem o conexiune cu realitatea și să înțelegem că Harap Alb nu este un erou pozitiv, nu este idealizat. El se inițiază pe parcursul acestui basm și reușește până la urmă să-și depășească limitele. El era cam fraier. Și atunci săracul, pe parcurs ce înaintează în narațiune, își capătă experiența suficientă depășirii obstacolelor vieții. Cred că și voi vă puteți identifica adesea cu Harap Alb. Vă zice mama când plecați de acasă să nu te însoțești cu omul spânz și cu omul roșu. Voi, fix când ieșiți din bloc, cu ăștia vă însosiți. Și până la urmă, cred că putem să discernem și să învățăm de la eroii cărților cum trebuie să ne purtăm în viața noastră. Și dacă noi am putut, generația mea, atunci puteți și dumneavoastră. E păcat să dăm la gunoi atâta operă literară. Și puteți aborda până la urmă și literatură străină, nu este interzis. Numai că sfatul meu este să o abordați în limba de origine. Dacă citiți literatură franceză, citiți-o în franceză, pentru că așa este firesc. Citiți literatură engleză, sunt atâtea facilități în România, atâtea gratuități. Bibliotecile vă așteaptă. Numai voi să doriți să le călcați pragurile. La povestirea Hanu Ancuței vă puteți alege o povestire, este suficientă, este foarte plăcut la lectură. Și dacă reușiți puțin să vă desprindeți de internet, o să vedeți că acolo spațiul ceremonial este fascinant. Mihail Sadoveanu reușește să pună în pagini o lume pe care astăzi nu o mai regăsim nicăieri. Și cred că ar trebui să ne aplecăm asupra acestei lumi. Din punct de vedere al genului epic, este necesară abordarea textului. Nu este suficient să citiți de pe internet o pagină. Și cred că, până la urmă, poșta noastră vă poate oferi posibilitatea să ne transmiteți mesajele dumneavoastră, să ne transmiteți sugestiile voastre. Vă mulțumesc și vă aștept data viitoare!